Ion Mihai Giuran este cel care a schimbat soarta a mii de nou-născuți care își vor începe viața într-unul dintre cele două incubatoare. Pensionar, fost profesor de limba engleză, acesta și-a dorit să lase ceva în urma sa. Și cum o putea face mai bine decât printr-o donație consistentă? Peste 20.000 de euro a cheltuit Ion Mihai Giuran pentru achiziționarea a două incubatoare de ultimă generație. Viața nu a fost mereu blândă cu el. 14 ani și a petrecut în închisorile comuniste, însă anii grei de temniță nu l-au încrâncenat, ba din contră, l-au făcut să devină un om extrem de generos. A demonstrat asta în nenumărate rânduri. A donat sute de volume bibliotecii Ion Minulescu din Slatina și a ajutat la înființarea secției de limba engleză din cadrul instituției. Acum a decis să-i ajute pe medicii secției de neonatologie în salvarea nou-născuților prematuri sau cu probleme. Domnul profesor a făcut o donație secției de neonatologie, două incubatoare, extrem de utile pentru îngrijirea nou-născuților prematuri, dar și pentru nou-născuții la termen cu diverse patologii. E un gest extraordinar de mare noblețe și pe această cale îi mulțumesc din nou domnului profesor. Cele două incubatoare de ultimă generație donate de profesorul Ion Mihai Giuran le sunt de un real ajutor medicilor de la secția neonatologie. Incubatoarele existente erau depășite și insuficiente pentru numărul copiilor care au nevoie. Aparatura adusă prin donația domnului profesor este foarte utilă, în primul rând datorită faptului că sunt dispozitive medicale noi de ultimă generație, care le vor înlocui cu succes pe cele deja existente la nivelul secției de neonatologie. Vor fi foarte utile în acordarea asistenței medicale nou-născuților prematuri sau a nou-născuților cu probleme de sănătate, cei care necesită intervenții și monitorizare în sectorul terapie intensivă. În medie, peste 100 de copii se nasc lunar la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Peste 20% fie se nasc prematuri, fie au diverse probleme la naștere, ceea ce înseamnă că viața micuților depinde de un incubator. Medicii spun că cele două incubatoare noi pot salva viața a mii de copii de-a lungul anilor.